E foarte important, cred, pentru cei care ne ascultă să înțeleagă că fiecare are statutul de fiu sau fiică a Domnului, de vreme ce suntem creștini. Întreaga lucrare a Domnului Hristos vine să pecetluiască tocmai ceea ce spuneți. Și anume, tot programul de propovăduire ne cheamă să devenim, să reintrăm în starea de filiație. Să regăsim legătura cu paternitatea. Și versetul 17 din capitolul al 3-lea al Evangheliei după Matei ne arată tocmai acest lucru. Dumnezeu Tatăl a binevoit să ne-L dea pe Fiul Său, să învățăm de la Fiul Său, să redevenim și noi fii ai Săi după har. Pentru că, sigur, după ființă nu avem cum, dar redevenind fii după har, redevenim frații lui Hristos și înțelegem sensul existenței noastre. Și anume, așa cum spun părinții bisericii, să devenim și noi Dumnezei după har. Suntem chemați la sfințenie, suntem chemați la luminare, suntem chemați a l-avea, de fapt aceasta este pocăința, a l-avea ca model de viețuire, de trăire, toată viața noastră pe Mântuitorul Hristos. Și Mântuitorul Hristos ni se revelează, ni se descoperă, punând începutul acesta bun printr-un act văzut, și anume botezul. Vedeți, domnule Bănescu, botezul este, dacă vreți, face parte din marele rit de inițiere. El este cel care ne deschide nouă calea către împărăția cerurilor despre care am vorbit. Botezul Domnului din fiecare an actualizează, reamintește și recapitulează botezul fiecăruia dintre noi. În fiecare an. Asta și înseamnă timp al sărbătorii, un timp care actualizează în mod real pentru omul credincios un eveniment concret la care participă în mod real. De aici și ideea perfect justificată de contemporaneizare a lui Hristos. Exact. Altfel nu putem fi creștini. Noi nu ne raportăm la un personaj istoric care a trăit, a murit, a înviat și atât. Nu, El e cu noi, ne-o spune, ca prezență reală, până la sfârșitul veacurilor. Prin botez devenim Hristofori. Cu noi, nu undeva. Prin botez dobândim identitatea noastră adevărată. Primim, dacă vreți, pașaportul sau cartea de identitate a numelui de creștin. Pașaport sună destul de... Sună destul de modern, da. Într-adevăr. Însă, și invită și la călătorie. Și aceasta este călătorie, da. Către împărăția cerurilor. Și îl avem alături de noi pe Hristos și ne oferă toate aceste mijloace prin care noi putem să ajungem să-L cunoaștem cu adevărat. Și botezul este unul dintre aceste taine, aceste mijloace. Sună poate prea simplist cuvântul mijloace, însă este cel prin care noi ajungem să fim pe cale cu Hristos către ținta finală. Și vedeți, de foarte multe ori noi uităm un lucru. În fiecare an ne amintim de începutul anului calendaristic, de ziua noastră de naștere. Dar cred că ar trebui să ne amintim și de ziua botezului nostru. În ziua în care am fost botezați. Nu este o practică foarte recurentă. Dar importanța zilei în care am fost botezați. Și probabil că de aceea noi în biserica noastră și în cultul nostru accentuăm și valorizăm botezul Domnului din 6 ianuarie pentru a reactualiza măcar ideea că am fost botezați. Măcar ideea care corespunde unei realități fără îndoială, dar întrucât tradiția în timp a devenit ca cei botezați să fie copii, firește că nu avem amintiri personale legate de botezul propriu, cei mai mulți dintre noi, avem însă, iată, șansa să recapitulăm ideea reală de botez, măcar de bobotează, când, iată, observăm, ne privește și pe noi frontal în mesajul acestui episod. Întrucât spuneam anterior că evanghelistul Matei accentuează i s-au deschis cerurile, am adăugat ceva ce merită un adagio, pentru că deschizând Evanghelia lui Ioan, citim
Și a mărturisit Ioan zicând, am văzut Duhul coborându-se din cer ca un porumbel și a rămas peste el. Era un semn pentru Ioan că exact acea persoană, ceea ce spuneam mai devreme, este Dumnezeu întrupat, venit în lume. Deci inclusiv Ioan Botezătorul a văzut cu ochii lui de sfânt această teofanie reală care s-a petrecut atunci în anul 30. Sigur, și știm foarte bine din toată literatura patristică ulterioară că Ioan Botezătorul este foarte sugestiv creionat ca cel care mărturisește, poate printre primii martiri, dacă am pleca de la această idee, și mărturisitori ai lui Hristos. Este momentul în care el se bucură de plin de această revelație a Sfintei Treimi, ca apoi să mărturisească, să dea mărturie. Și iată, evanghelistul Ioan atât de frumos subliniază această nuanță teologică a faptului că Ioan este cel care l-a văzut pe Hristos în această teofanie, această arătare a Sfintei Treimi. Cuvintele sunt ale lui Ioan acestea. Și eu am văzut și am mărturisit că acesta e Fiul lui Dumnezeu. Întrebarea mea este, cum facem noi să mărturisim același lucru pe care l-a mărturisit Ioan? Vorbeați de ideea aceasta de contemporaneizare a lui Hristos. Ideea aceasta poate fi pusă în practică în momentul în care asumăm, conștientizăm toate tainele bisericii și suntem cu adevărat lucrători, pentru că botezul nu se încheie. Botezul este o stare dinamică. În momentul în care am devenit prin botez mădulare ale trupului mistic al lui Hristos, organe ale trupului organe vii, trebuie să fim lucrători. Și cum lucrăm? Lucrăm darurile Duhului Sfânt pe care le primim. Vorbeam de acest rit, să-i spunem așa, de inițiere, nu? La taina Sfântului Botez nu avem doar taina Sfântului Botez, sau la slujba tainei Sfântului Botez. Avem taina Sfântului Botez, avem taina mirungerii, după care ajungem ce? Să ne împărtășim, să ne întâlnim autentic cu Hristos prin Euharistie, prin taina Euharistiei. Este primul moment în care, cu adevărat, devenim purtători de Hristos. Și trebuie să permanentizăm această stare a purtării lui Hristos în trup și în sufletul nostru și doar așa ajungem să fim și noi mărturisitori ai lui Hristos. Pentru că roadele Euharistiei în noi se pot vedea și în afară. Și atunci oamenii vor înțelege identitatea noastră de creștini prin felul în care noi ne raportăm la societatea în care trăim și devenim și noi mărturisitori după modelul Sfântului Ioan Botezătorul, așa cum foarte frumos citați din Evanghelia după Ioan.